Bun chiar găsit. N-am mai rezistat. Mai era o zi aceasta de 31 iulie 2024. Mi-am băgat efectiv pulița. E prea târziu să filmez prea târziu. Îmi e mai bine să filmez o leacă mai devreme, cu o oră, două mai devreme. Cel puțin. Ne întoarcem de astăzi gata cu variantele bazate pe statistică, din păcate sau fericire, pentru o perioadă următoare. Vedem ce facem pe parcurs. Momentan, după două luni în care am încercat variantele astea cu șase meciuri bazate pe statistică, sunt nevoit de împrejurări să mă întorc la variante experiment, adunături, cu 8 meciuri, 10 meciuri, câte mi-or veni să-mi vină. Astăzi avem o cotă de 26.87, aș zice să le ținem simple, să nu le lungim foarte tare. Cine vrea bilete lungi poate să vină, bineînțeles, pe grupul meu privat de WhatsApp, 0745, clasic, 0745 70 80 08. Îmi scrieți acolo și ne ținem de biletele mele, cele 6 complicate, cum de exemplu este cel mai lung, venirea Murmanului, cu până la 22 de evenimente. Nu mai are 23, pur și simplu o sursă în care aveam enorm de multă încredere. A murit cu totul din martie și nu mai stau să o mai urmăresc, să mai... După atâtea luni în care n-a postat nimic, deja mă doare în pulă. Dacă mai postează de aici încolo și e senzațională. Am terminat cu ea. Deci până la 22 de meciuri sau mai puține. Venirea Murmanului, cel mai complicat bilet al meu, cu cotă de 3020.82 pe ziua de ieri. Deci cam astea sunt cotele pe care le practicăm pe biletele astea foarte lungi. Din nou, o pseudo-apropiere, 12 verzi, 7 roșii. Iată, pe un bilet cu 19 evenimente, 7 roșii și 12 verzi. Cam așa se întâmplă, de exemplu, pe acest bilet foarte, foarte lung și complicat. Dacă vreți să jucăm astea, vă aștept pe grup. Pentru variante mai scurtate, iată, vă voi da pe YouTube de luni până vineri variantele astea experiment, cu adunături, cu ce s-o găsi. Totuși, cu o noimă, cu o logică, nu vreau să le dau chiar de avalma. Vreau să iasă verzi câștigătoare, să avem cote câștigătoare aici pe canal. Cele două luni în care am jucat variantele bazate pe statistică cu 6 meciuri, am avut 4 câștiguri în iunie, un singur câștig în această lună iulie. Deci, ce mi-e cu alea, ce mi-e cu asta bazată pe experimente? Ce vă ofer azi? Pentru că am zis 8 meciuri, ne întoarcem la formule de genul ăsta. Am construit o cotă de 26.87. Primul începe la 18, își dă startul diseară la 6 fix. E vreme destulă să notați acest bilet, să vi-l construiți, să utilizați măcar câteva ponturi dintre cele 8 recomandări pe care vi le voi da acum, sau chiar să jucați biletul cu totul. Până la urmă, l-am judecat ca pe un tot unitar și vreau să iasă toate 8 verzi. Adunături, adunături, dar luate cu skeptic, cu noimă. Și în general, ce văd eu aici, am ales meciuri cu miză. Vedem până unde se adevărește treaba de fapt. Așadar, ne întoarcem la variante experiment, începând cu acest episod. Până poate, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, până poate prin toamnă, până la solstițiul... corstițiul, până în octombrie, poate, când se dă ora înainte înapoi, când se dă ora înapoi, practic, și sursele vor posta automat mai de dimineață cu o oră și poate mă pot întoarce la o variantă bazată pe statistică pentru YouTube și în timpul săptămânii. Dumnezeu știe ce mai aduce ceasul, clipa și ce vom putea să facem. Ne ținem de treabă cu experimentele astea aici pe YouTube, de luni până vineri. Iar sâmbătă și duminica, pe cât posibil, vreau să mă întorc la tradiția, aș putea spune veche, din primăvară, de a vă oferi unul dintre biletele canalului integral sau măcar parțial. Venirea Murmanului, aș zice, să jucăm sâmbătă și duminica împreună, să trăiți și voi alături de noi, ca să zic așa, cum trăiesc eu cu băieții din grup, efervescența și tensiunea din aceste cote foarte mari, biletele astea pomelnic, 18-19 până la 22 de evenimente. Uite, ieri a fost cotă de 3020. Să vedeți și voi cum e. Asta în ideea că poate ajungeți pe grupul meu privat de WhatsApp finalmente. 0745 7080 0. Vă aștept acolo. Hai să ne băgăm în biletul de astăzi, acum că v-am anunțat că revenim la experiment. Cotă totală 26.87, 8 meciuri, primul la 18 își dă startul. Iată cum arată.
UEFA, calificări la Conference League. 3 meciuri. Auda se duelează cu Cliftonville. 1 solist. Austria-Viena se duelează cu Ilves Tampere. 1 solist. Câștigă Austria-Viena. Cred că e o cotă foarte mică de 1.25. Am utilizat-o. Am inclus căcatul. Să sperăm că nu ne luăm țeapă. Fehervar, da? Fehirvar, cum pronunței. Fehirvar se duelează cu Sumgait. Cum s-o pronunța și Sumgait? Cert e că mergem pe gazde. 1 solist, un al treilea. 1 solist, victorie de gazde pentru Fehirvar. Fehervar, cum sunt scriși peste tot. De exemplu, în aplicația Superbet, unde fac eu biletele de prin 2017 încoace, dacă vreți să veniți pe grupul meu privat de WhatsApp, e indicat să aveți cont la Superbet, nu pentru că am eu deal cu ei, aș vrea să am, ci pentru că acolo construiesc biletele și e mai ușor pentru voi, dacă veniți cu mine pe grup, doar să deschideți biletele în aplicația lor căcată, să editați miza și să pariați cu ușurință. De ce Superbet? Ca una dintre cele mai complexe oferte, la ei m-am băgat, pe ăștia am avut un oraș, așa am început eu la pariuri sportive, așadar am rămas abonat, cotizator la acești dobitoci. Nu că îmi sunt foarte extra dragi, la cât m-au mâncat de bani în ultimii 4 ani cel puțin. Mai departe în bilețel, Peru, după astea 3 calificări Conference League. Peru, Primera División. Au! Deci ăștia se omoară pe cap de ei, să-mi bag pula. Peru, Primera División. Atletico Grau au duel cu Comerciantes Unidos. E un meci unde selectăm victorie de gazde. Un al patrulea, unul solist pe bilețel, câștigă Atletico Grau. Un graure, doi grauri. Mai departe în bilețel, intrăm tot pe cai mari în UEFA, calificări în Liga Campionilor. Și pentru că este miercuri, au făcut efortul să mute și Insula Iubirii duminica, ca să rămână zlotul ăsta pentru miercuri gol. De la 21 se joacă Maccabi Tel Aviv versus FCSB-ul Lubecalii. Selectăm pe bilețel, șansă dublă pentru gazde, 1x, izraelienii lucăcat, Maccabi Tel Aviv sau egalitatea la final de meci. Asta am selectat pentru bilețelul ăsta. Pe urmă, Jagiellonia Bialystok, Jagiellonia Bialystok, cum sunt scriși peste tot, Jagiellonia Bialystok au luptă mare cu Panevėžys. 1 pauză, 1 final, așa zice sursa, așa am ales și eu în mod exotic, deși nu-mi stă în fire. 1 pauză, 1 final, cotă de 1.65 parcă, că vor câștiga Jagiellonia Bialystok, gazdele lucăcat. Și încă unul de la, iată, 3 meciuri calificări Liga Campionilor, Dumnezeule, am emoții. Iată încă un meci de la aceste calificări pentru Liga Campionilor UEFA. Borac, da, e pe Bosnia Herțegovineană. Borac, sunt scris în aplicații, zic și eu la mișto, Bosnia Herțegovineană, Dumnezeule mare, braziliană, ca să zic așa, limba braziliană. Borac Banja Luka, cum pronunță ei, au tăvăleală cu PAOK Salonic. Bate PAOK, cică, 2 solist am selectat pe bilețuc, victorie pentru oaspeți. Închidem toată tevatura cu niște Chile, Primera B, luăm și de acolo un meci, vă reamintesc să-mi dați și mie un like, mă ajută extraordinar de mult. Abonați-vă la canal dacă n-ați făcut-o încă, și în principal și principiu, dacă apreciați efortul meu de aici, luați linkul de YouTube și dați-l și voi pe la prieteni. Poate este cineva pe această planetă care totuși vrea să se aboneze și să rămână cu mine, cu noi. Chile, Primera B, luăm de acolo tăvăleala dintre Deportes Magallanes, cum sunt scris peste tot, și Universidad de Concepción. Punem în meciul ăsta că ambele echipe marchează, selectăm GG, gol-gol. Așa se face o cotă de 26.87 și vă urez un mare succes cu ea, îmi doresc să fie verde, îmi doresc să avem parte de mult verde de aici încolo. Cel puțin până prin toamnă sunt nevoit de forțe oculte, forțat și asuprit de forțe extraterestre, să filmez un pic mai devreme și să vă ofer variantele astea din adunături, experiment. Poate avem noroc cu astea. Am mai avut și prin primăvară un pic, mai degrabă decât cu astea bazate pe statistică. Iată că a fost o lună iulie pustie, doar un singur câștig aici pe canal. Poate întorcându-ne la astea,
avem un pic de mai multă baftă. Cine știe? Cine știe, Doamne iartă-mă, cum utilizați voi ponturile astea din partea mea? Luați biletul cu totul? Îl jucați integral? Sau vă inspirați de un pont două? Habar n-am cum faceți. Mă duc să pun și cota mea bacșiș pe pagina mea de Facebook, Ponturi Pariuri by Vlad Stoian, formată din două meciuri. N-am mai ieșit nici aia de o zi sau două. Încerc să mă țin de treabă și mai am de colorat la tabel. Ultimele 3 săptămâni sunt lăsate în paragină. Am colorat jumătate din cele 57 de surse pe care le urmăresc în prezent. Am mai scos o sursă care nu mai îmi convenea. Cred că chiar asta, 23-a de pe venirea mormanului, ziceam mai devreme că n-am mai postat din martie. Da, pe asta am scos. Mi s-a urât să o urmăresc și să văd că nu postează nimic nou de atât amar de luni de zile. Da. Mai am decolorat încă jumătate dintre ele, Băganeș. Urgență, n-avem ce să comentăm, salvări. Mai am decolorat jumătate dintre ele și după aia pot să generez cu statistica nouă adusă la zi, să generez niște variante noi de joc. Poate văd ceva, dar la cât de prost a mers vara asta, mi-e greu să cred că pot genera niște variante chiar stabile, chiar interesante și inteligente. Vedem cum o mai dregem. Mă duc spre toate astea. Ce mă bucură pe mine, mutându-mă aici pe canal pe variantele astea experiment, că voi avea, iată, în dimineți, din nou mai mult timp de acordat biletelor mele pentru grup și o să am timp mai relaxat, mai bun, mai blând, deși nu necesită blândețe și liniște să iau ponturile din surse și să le organizez conform planului, conform formulelor de joc pe care le-am generat deja și le-am pe ecranul telefonului în prezent. Voi avea mai mult timp să le ferchezuiesc, să le așez în aplicație, să le pariem cu drag. Da? Deci mă duc spre filmatul, spre construitul biletelor mele din grup și să le dau și băieților ceea ce am făcut pe ziua de azi. Iată, pot asta, devenirea mormanului, 3020, 12 verzi, 7 roșii, am făcut biletul fără nici cea mai mică emoție. Pentru că aplicația Superbet, vă povesteam în trecut, a făcut niște update-uri și are niște bug-uri pe care nu vrea să și le asume, să și le recunoască. Am vorbit cu cei de pe suport, au dat-o că eu sunt dobitoc. De la un update de prin toamnă, nu știu să fi fost octombrie, noiembrie, habar n-am, nu mai țin minte, de câte ori adaugi un match nou, ieși din aplicație cu diverse motive și revin în aplicație, match-ul ăla nou adăugat într-un bilet în construcție se șterge din căcatul de aplicație și practic nu ține minte match-urile adăugate. Trebuie să rămâi în aplicație mai multă vreme, e un du-te vino căcat, trebuie să folosești niște tertipuri. Și am preferat decât să mai fac asta, să notez pe hârtie, că vă spuneam eu că scriu compuneri, toate meciurile, le scriu efectiv cu pixulețul, cu creionașul și abia după aia să le adaug dintr-o bugată o singură dată pe toate și să construiesc biletul până la capăt. Și asta fac în prezent. Așa mi se întâmplă în perioada asta, din toamnă încoace practic. Stau, scriu meciurile, iată, această venire a mormanului, că despre ea vorbeam mai devreme, cotă 3020, le-am scris pe toate 19 cât au fost pe bilet, 12 verzi, 7 roșii, repet, le-am scris frumos, am notat pronosticurile, după aia m-am dus în aplicație, le-am adăugat pe toate, deci nu stau, asta încercam să povestesc, fără emoție le fac, nu stau cu vreo implicare emoțională sau vreo analiză la primele ore ale dimineții. Ăsta e avantajul pe stilul ăsta al meu de joc pe care îl practic cu băieții în grup, în grupul privat de WhatsApp, 0745708008, dacă vreți să veniți acolo. Ăsta e stilul, pur și simplu am formulele pe telefon, mă uit pe surse, ce au postat, ce ponturi s-au dat, le adun pe toate frumos, le așez pe hârtie și după aia le bag în aplicație fără menajamente, fără emoții, fără alte implicări de vreo natură. De asta zic că jucăm matematic, ordonat, robotic, repetăm același pattern, același model până se reexecută, se reînverzește tot până la capăt. Cam despre asta este vorba, vă urez o zi deosebită de practic miercuri, mă duc și eu în ale mele, de asta m-am reîntors, am recurs, am făcut o nouă întoarcere spre variantele astea experiment, ca să am în dimineți mai mult timp practic pentru mine și pentru grupul ăsta privat de WhatsApp să fac chestii mai mișto, mai prolifice, mai senzaționale. V-am pupat dulce, vă mulțumesc pentru atenție, băgați-mi și mie like-ul și să fie într-un ceas bun întoarcerea asta, încă o dată o cotim, încă o dată mai facem o întoarcere la 46,5 grade. Pa, papi, să vă fie de bine!